Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea în studio. Salutări tuturor! Vorbim în această seară despre traiul românilor, dar și despre liderii ai NATO, miniștrii de externe NATO care sunt în aceste zile în București. Jens Stoltenberg, șeful NATO, secretarul general al NATO, a participat acum doar câteva minute la o conferință de presă comună cu președintele României Klaus Iohannis, în direct la Palatul Cotroceni. Spune Jens Stoltenberg că nu-l putem lăsa pe Putin să câștige, NATO va sprijini Ucraina cât va fi nevoie, nu vom da înapoi. Reuniunea miniștrilor de externe NATO începe mâine în București, la Palatul Parlamentului. Firește că ne întrebăm cum va evolua războiul din Ucraina și ce rol va avea în continuare România. Ne întrebăm și dacă trăim sau nu într-o țară sigură. Și da, apropo de traiul românilor, cum pot fi sprijiniți românii pentru a trece mai ușor de această iarnă? Oare o puteam duce mai bine dacă am fi avut alți lideri la putere? Nu știu, ce ar fi făcut, de exemplu, diferit USR dacă era acum la guvernare, la putere? În studioul Europa FM este doamna Anca Dragu, fosta președinte a Senatului, fosta președinte a Senatului, fost ministru al finanțelor și vicepreședinte USR. Doamna Dragu, bună seara, mulțumim foarte mult pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vorbim despre întâlnirea de mâine de la Parlament, despre miniștrii de externe ai NATO care sunt la București, inclusiv șeful NATO, Jens Stoltenberg, dar aș vrea să coborâm pentru început așa un pic cu picioarele pe pământ, pe meleagurile noastre și la oile noastre. Ne uităm la această informație despre Nicolae Bădălău, vicepreședintele Curții de Conturi, încătușat la Curtea de Apel București, arestat preventiv pentru o lună de zile, pentru trafic de influență și dare de mită. Ar fi dat mită vreo 170.000 de euro unui primar, în schimbul acordării unor contracte de lucrări publice pentru o societate administrată de o rudă. Cum a picat vestea asta în România, fix înainte, uite, înainte de această întâlnire importantă? Vine NATO la București și ne cade și această știre în cap. Cu siguranță că a picat foarte rău pentru noi români, pentru România în general, pentru că este un dosar de corupție de cea mai josă speță. Ai un important om în stat, un vicepreședinte al Curții de Conturi și știți, Curtea de Conturi, statutul acesta este reglementat în Constituție, deci este una dintre cele mai importante instituții din România. Care instituție trebuie să se uite la cum este cheltuit banul public? Ei, și PSD ce a făcut? A pus lupul pasnic la oi, pentru că domnul Bădălău avea un istoric care nu-l recomanda să conducă o instituție atât de importantă care să se uite la cum se cheltuie banul public, sincer. Și știți bine că nici CV-ul nu-i permite acest lucru, astfel încât PSD a modificat legea la inițiativa domnului Bătălău însuși, astfel încât acesta a ajuns în conducerea Curții de Conturi și nu s-a dezbărat de proastele obiceiuri. Și iată că ne trezim astăzi într-un moment important pentru România cu arestarea, reținerea unui demnitar important. Mai trebuie să spunem și cazul în care domnul Bădălău a dat mită pentru apă canal într-o localitate în 2022. Inclusiv pentru lucrări neconforme. Dă banii ăștia, chiar da, dacă nu iese treaba cum trebuie. România, în România încă mai sunt oameni care au această mentalitate și încă mai avem localități care au nevoie de asemenea sprijin, să zic așa. Bun, acum trebuie să înțelegem că dumnealui cumva e și presa și le spunea, dacă nu acceptați și cu această mită care este una poate nu atât de mare pe cât ați putea primi din partea altora, atunci eu vin și cu controlul Curții de Conturi peste voi. Deci era un pachet, dumnealui făcea așa un pachet format din bani plus grațiere la control cumva. O poveste halucinantă, tristă și atunci te mai miri cum oamenii sunt dezamăgiți, disperați și nu mai înțeleg de ce ei trebuie să sufere.
Potrivit Libertatea, Nicolae Bădălău n-a fost prins în flagrant, ci pe baza interceptărilor făcute în urma denunțului unui primar. Primarii se temeau că dacă nu acceptă cedarea lucrărilor către firmele indicate de el, vor fi controlați de Curtea de Conturi. Exact asta spuneam. Curtea de Conturi, unde dumnealui ajunsese, modificând legea în favoarea lui, că nu se califica pentru această funcție și PSD l-a susținut. Acum, eu nu cred că astea sunt lucruri pe care PSD nu le știa, sincer, aceste practici. Și totuși? Și totuși, așa funcționează, din păcate. Dacă se întâmplă la acest nivel, doamna Dragu, unde te gândești? Mai e cineva atent la mine, la ce fac, nu? Ar trebui să fiu și eu mai atent ce fac și să joc onest și echilibrat. Oare ce se întâmplă mai jos în România, dacă la nivel înalt faci asta fără nicio temere? Sau cu atât mai mult, pentru că ai o funcție, nu ți-e frică de nimeni și de nimic? Da. Acum, e greu să intri în mintea celor care îmbrățișează drumul corupției și cu siguranță eu nu sunt psiholog, nu știu să spun lucrul acesta, dar eu pot să spun un lucru sigur, că dacă ai în spate o carieră, ai o muncă onestă, nu poți să devii peste noapte alt om. Dar în cazul de care discutăm, domnul Bădălău, să nu uităm că dumnealui a avut o condamnare înainte de 90, pentru că a furat de la un CAP, iase o structură din aceasta, deci așa demonstrase că are niște înclinații. Sincer, un asemenea om nu ar trebui să primească o funcție atât de importantă într-un partid și în stat. Și spune totuși purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, că Nicolae Bădălău nu mai este membru al PSD din 2020 și nu mai are nicio legătură cu acest partid. Mă scuzați, dar e foarte nostim. Păi, nu mai este membru pentru că atunci când ajunge în funcție de conducere la Curtea de Conturi, trebuie să-și dea demisia. Nu poate fi membru de partid, de aceea nu este membru de partid acum. Dar dumnealui, tocmai pentru că a fost un soldat bun pentru PSD, a adus voturi, controla și cred că încă controlează, după cum vedem, un județ întreg, da? Vorbim de Giurgiu. Atunci dumnealui a fost recompensat. PSD nu a dat un test, nu a ales pe bază de CV, pe baze meritocratice, pe cine să susțină ei la Curtea de Conturi. L-au susținut pe domnul Bădălău pentru că făcuse, desigur, servicii importante PSD-ului. Era o recompensă, așa văd eu că a funcționat această numire. E clar că nu pică bine vestea asta în pragul reuniunii miniștrilor de externe, cel puțin pentru noi, pentru români, nu știu cât o conta mai departe. Reuniunea miniștrilor de externe NATO, care începe mâine în București, la Palatul Parlamentului, Jens Stoltenberg, șeful NATO, a ajuns deja în București, s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis. E o întâlnire foarte importantă, ar trebui să ne mândrim, doamna Dragu, că uite, reuniunea miniștrilor de externe NATO are loc la București. Avem vreo contribuție? Are România vreo contribuție la faptul că oamenii aceștia vin aici? Cu siguranță că trebuie să ne mândrim, dar în aceeași măsură trebuie să și urmărim pașii următori, pașii ce se succed. Pentru că știți că am mai fost în poze frumoase, dar nu am reușit să beneficiem până la capăt de să avem și beneficii din asemenea întâlniri, reuniuni, mesaje extraordinare. Adică aș vrea să văd că executivul este mai serios când vine vorba de continuarea reprezentării României. Apoi se arată importanța faptului că suntem membri NATO, iar cred că de un an de zile acest lucru este înțeles cu prisosință. Însă, iar ne-a prins pe picior greșit și această situație și m-aș gândi acum la industria de armament a României. România a avut, și subliniez, a avut industria de armament. De ani de zile această industrie este lăsată de izbeliște, produce pierderi și în fiecare an sau, mă rog, din când în când, și anul acesta a fost cazul, guvernul mai șterge din pierderile industriei. Nu se întâmplă nimic, nu putem fi contributori reali pe piața de armament. Asta este o tristețe pentru noi românii și pentru
noi în condițiile în care ne-am mândrit cu această industrie. Noi, în momentul în care au fost șterse aceste datorii, ultimele datorii pe armament, am chemat pe ministrul economiei la ora ministrului la Senat și să știți că n-a venit nici până ziua de astăzi. Este un instrument democratic, constituțional, să inviți un ministru să dea niște explicații. Dar această invitație se face cu acordul liderilor partidelor parlamentare și PSD, PNL, UDMR, Coaliția de Guvernare, nu a acceptat venirea domnului ministru în Parlament, pentru că voiam să îl întrebăm care sunt planurile pe viitor. Am înțeles, ați șters datoriile anul acesta sau mai șters de nu știu câte ori în trecut. Ce planuri aveți pentru industria de armament românească? Poate România e pacifistă și nu vorbim de un eșec. Poate România se gândește, domnule, noi nu vrem înarmare, vrem negocieri pentru a ajunge la soluții. Păi, și la pace. Avem niște întreprinderi care produc pierderi. Și noi tot le tăiem pierderile alea. Acum ce să facem? Investiți în ele? Asta voiam să ne spună ministrul economiei, ce face cu industria de armament, dar din păcate nu am avut această șansă. Trăim într-o țară sigură, doamna Dragu. Suntem, România e membră NATO, dar e un moment sigur în lume pentru țările membre NATO? Este un moment delicat pentru toată lumea, un moment de tensiune pentru lumea întreagă, dar cred că țările membre NATO sunt mai protejate, pentru că avem această situație, această posibilitate în momentul în care o țară membră NATO este atacată, toate țările să o apere, să reacționeze. Ori acest lucru este de neprețuit în contextul actual. Deci, da, România traversează în condiții mult mai bune această perioadă, mult mai bine decât alte state, tocmai grație faptul că este membră NATO și pentru că este membră a Uniunii Europene. Am văzut că și asta a contat foarte mult, mai ales că suntem la graniță cu Ucraina, a trebuit să administrăm fluxurile de refugiați din Ucraina. Am primit sprijin și de la Uniunea Europeană și în general, eu cred că România a fost foarte activă în a sprijini Ucraina și Moldova, foarte important, și i-am ajutat nu numai cu acest sprijin umanitar, dar am ajutat și pentru trecerea crizei energetice, nu? Apoi am sprijinit aceste două țări pentru a primi statutul de țări candidate la Uniunea Europeană, iar acest lucru este o reformă în sine pentru Moldova și pentru Ucraina și în felul acesta ne asigurăm că parcursul european al acestor două țări începe ferm, începe clar, începe cu sprijin din partea Uniunii și noi suntem alături de ei, cum am declarat de la bun început. Nu știu cât de mult contează pentru cetățeanul român această întâlnire NATO la București, când el e mai degrabă îngrijorat de iarna acestă să bată la ușă. 1 decembrie e acuși. De prețuri, de inflație, de cât o să plătească la curent, la gaz, luna aceasta, luna viitoare. E adevărat, situația economică este una grea. Pur și simplu grea. Și asta o vedem atunci când citim cifrele statistice. Prețurile au crescut în România mai mult decât în multe alte state europene. Au crescut la energie foarte mult, deși suntem țară care produce energie electrică, care are producție de gaz, care poate acoperi chiar și la 90% din consumul intern, dar stăm să ne aducem aminte cum am ratat exploatarea de gaze din Marea Neagră ani de zile. Și aici pot să vă spun că eu, ca ministru de finanțe, am lucrat la această lege a exploatării offshore, am lăsat o lege scrisă, bine scrisă, care, din păcate, în 2017 de regimul Dragnea a fost modificată și ea n-a mai putut fi aplicată. Dacă s-ar fi votat acea lege la acel moment, acum România era într-o altă situație mult mai relaxată. Deci, pe energie, suntem în top 10 creșteri de prețuri la energie, deși dacă te uiți la salarii, nu suntem în top 10, suntem mult departe. Și suntem și o țară producătoare, deci ceva nu se leagă în această
Ce nu se leagă? Că omul s-ar putea întreba acum. Și de ce? De ce plătesc mai mult? Nepriceperea. Știți, situațiile astea de crize, și ne confruntăm cu crize multiple și cumplite, da? Fac astfel încât guvernanții să-și arate capacitatea de a administra o țară. E, în cazul nostru, își arată incapacitatea de a administra o țară. Prețurile la energie. Avem multiple ordonanțe de urgență care încearcă să corecteze aceste derapaje. S-a pornit cu stângul total, cu această plafonare-compensare. Plafonare-compensare a dus la creșterea prețului la producători, dincolo de orice normalitate. Statului cumva i-a convenit, pentru că statul încasa aceste impozite pe venituri excepționale și avem anul acesta, cred că peste 9 miliarde de lei impozite din venituri excepționale, din gaze și electricitate încasate de statul român. Deci îi convenea. Dar pentru o grămadă de firme care nu au fost prinse în aceste scheme, a însemnat o creștere foarte mare de prețuri, reducere de activitate, chiar concedieri. Pentru omul de rând, care nu se încadra în acele limite, însemna o groază ce se întâmplă mai departe, dar și acum, în prag de iarnă, oamenii nu știu exact cât vor plăti. Așteaptă cu înfrigurare la propriu și la figurat să primească facturile. Noi am avut consultări cu în stradă, am ieșit în stradă, acolo unde USR-ul știe să se descurcă bine, să vorbească cu oamenii, și să știți că aproape 70% dintre români ne-au spus că cea mai mare temere este aceasta a prețurilor la energie, creșterea prețurilor la energie. Și în general creșterea prețurilor și la produse alimentare. Deci oamenii, într-adevăr, sunt speriați de ce li se întâmplă, și peste 90% dintre cei cu care am vorbit, peste 4.000 de oameni într-o săptămână, ne-au spus că o duc mai rău decât anul trecut. Piața Victoriei la Europa FM. Anca Dragu, fosta președintă a Senatului, fost ministru al Finanțelor și vicepreședintă USR, este în studioul Europa FM. Vorbim despre traiul românilor și ne povestează, doamna Dragu, ce vă transmit românii pe care îi întâlniți în stradă. Vă întreabă acei români, doamna Dragu, ce ați fi făcut diferit dacă erați la putere? Chiar credeți că ați fi făcut mai bine, mai mult? Sau de ce ați plecat de la putere? De ce n-ați mai strâns din dinți un pic? Să mai acceptați ce nu funcționează, dar să fiți aici. Noi am spus de la început că trebuie măsuri luate pe mai multe planuri, pe mai multe paliere. În zona de energie, acolo clar că trebuia să mergem pe reducerea tuturor costurilor nenecesare din factură. TVA, accize, taxe de cogenerare, taxe verzi, iei factura, te uiți ce poți să scoți din factură. Apoi, sprijin pentru persoane, pentru firme, pentru a deveni cât mai independenți din punct de vedere energetic. Vouchere și sprijin efectiv prin programele acestea care, din păcate, nu funcționează. Programul Casa Verde, în plină criză energetică, ai 10.000, 20.000 de cereri transmise și ele sunt procesate foarte greu. Instituția e total nedigitalizată. În aceste, de un an de zile aproape, ar fi trebuit să vedem peste tot reclame agresive, cum oamenii să devină independenți energetici, să devină prosumatori. Când colo nu se întâmplă lucrul acesta. Dacă totuși omul știe că poate deveni prosumator și poate să-și acopere consumul, ba să mai și injecteze energie electrică în rețea, începe un calvar și începe o luptă de circa un an de zile. Ori nu avem acest an de zile. Apoi, sprijinirea pensionarilor, dar și a celor care muncesc. Și știm că România are cea mai dramatică situație a salariaților, adică 12% dintre salariații din România, deși muncesc 8 ore program complet, sunt în stare de sărăcie. Media Uniunii Europene este mult mai jos, undeva pe la 5%, și state din jurul nostru, foste state din blocul
comunist, sunt undeva la 3-4%. Ponderea celor care, deși muncesc 8 ore, nu își permit un trai decent și sunt în această marjă de sărăcie. Deci, vorbim de măsuri pe mai multe planuri care ar fi trebuit luate de la început serios, ferm. Trebuie să spun că foarte important este încrederea pe care un guvern o transmite. În momentul în care vezi atâtea bâlbe, împărțeli de funcții, hai să ne rotim, mai vin eu jumătate de an la putere, mai vii tu, problemele oamenilor rămân dincolo de, în afara atenției politicienilor, atunci asta accentuează senzația de neîncredere. Guvernul mărește salariul minim brut, mărește și pensiile, era nevoie de măsurile astea. Cu siguranță, dar cred că e mult spus că le mărește. Nici măcar indexare nu se întâmplă. Indexare înseamnă acoperirea valorii pierdute în termeni nominali, acoperirea inflației. Și acum trebuie să mai explicăm un lucru. Inflația este aproape 16%. Dar pentru toate bunurile alimentare și nealimentare de consum. Dar pentru persoanele care au salarii și venituri mai mici, de fapt, inflația se simte mult mai mult. Pentru că produsele alimentare de bază, de exemplu, au crescut cu mult peste 16%, au crescut cu 30, 40, 50% și spun aici produse de panificație, făină, mălai, unt, ulei. Deci, la aceste produse care fac parte preponderent din coșul de consum al pensionarilor cu pensii mici, nu mă refer la cei cu pensii speciale, Doamne ferește, al persoanelor cu venitul minim pe economie, cu salariu minim sau în apropiere. Deci, pentru aceștia, din păcate, creșterea prețurilor se simte mult mai rău, iar o creștere de 200 de lei, 300 de lei este cu totul insuficientă în condițiile date. Deci e mult spus creștere, nici măcar indexare, care indexare ar fi trebuit să fie măcar inflația, asta de 16%, dacă nu chiar mai mult, pentru că te uiți la structura consumului unei persoane cu venituri mici. Spune USR că Adrian Căciu, ministrul finanțelor, a eșuat. Ați ocupat același scaun ca ministru al finanțelor. Ce ați spune? Dacă ar fi să ia mâine dimineață o decizie, pe care ar trebui să o ia? Să-și dea demisia. Dar dacă vreți să intrăm în detalii, da, cred că într-adevăr la Ministerul Finanțelor lucrurile stau foarte rău. Haideți să o luăm pe rând. Investițiile de care cu care se mândrea guvernul că vor fi, nu știu, 6% din PIB, sunt nici 3% din PIB. Deci, să creăm locuri de muncă, nici și povestea. Apoi, veniturile publice. Ele nu au crescut cât inflația, ba chiar avem categorii de venituri care ar fi trebuit să crească cel puțin în ritmul inflației. Rectificarea asta bugetară a fost mai degrabă negativă. Au avut noroc cu veniturile din impozitarea veniturilor suplimentare din energie. Deci asta i-a salvat la rectificarea bugetară. Adică tot din buzunarul nostru, că am plătit aceste prețuri, da? Fiscalitatea. Deci, în iulie, pe 15 iulie anul curent, Ministerul, de fapt Guvernul, aprobă această ordonanță de guvern, OG16, care a trecut și de Parlament acum și de Camera Deputaților, prin care sunt crescute o serie de impozite. Știți foarte bine supraimpozitarea muncii part-time. Deși România, cred că este penultimul loc în Uniunea Europeană, la contracte de muncă part-time, pentru că ce fac aceste contracte? Asigură flexibilitatea muncii. Nu-mi permis să lucrez 8 ore, dar îmi permis să lucrez 2 ore. Sau fac un gen de activitate care exact atâta este solicitată de un angajator. Și atunci am 2-3 angajatori cu câte 2-3 ore. Și în felul acesta am toată activitatea pe o zi sau pe o lună. Deci, în
la jumătatea lunii iulie s-a decis că de la 1 august, adică în numai 15 zile, se va schimba impozitarea, în sensul că va crește impozitarea. Muncești 2 ore, plătești cât pentru 8. Nu mai spun că este imoral, ilegal să crești, să modifici codul fiscal cu mai puțin de 6 luni înainte de modificare de la momentul anunțării. Deci abuzuri peste abuzuri în care cine au fost afectați? Păi exact cei mai mici, că doar nu ne imaginăm că sunt miliardari care și-au făcut și ei niște contracte de formă de 2 ore. Nu, exact oamenii care au nevoie de aceste activități și multe modificări. Una care a fost mai puțin dezbătută este deductibilitatea veniturilor unui angajat pentru pensia pilonul 3 și pentru abonamentele de sănătate. Era mai generos acest plafon de cheltuială, acum s-a restrâns. Adică exact acolo unde statul nu reușește să facă față pensii și salarii și unde e bine să încurajezi angajații să se uite la soluții pe cont propriu. Vorbim despre traiul românilor și le transmitem ascultătorilor Europa FM că pot intra în direct cu noi dacă au întrebări sau au nevoie de lămuriri. Anca Dragu este în studioul Europa FM, fosta președintă a Senatului și vicepreședintă USR. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Ce facem cu pensiile speciale, doamna Dragu? Sunt sau nu speciale? Vor fi sau nu eliminate? Acum văd o campanie din partea guvernului în care ne spune guvernul că pensiile speciale nu sunt speciale. Haideți să clarificăm. Orice pensie, dincolo de contributivitate, este o pensie specială. Dacă ne deranjează cuvântul special, putem să-i spunem altfel. Pensie de ochi frumoși, pensie de somn de frumusețe, cum vreți, dar este o pensie dincolo de contributivitate. Dumneavoastră veți primi o pensie în funcție de cât ați contribuit. Dacă ai un venit mare, un salariu mare, contribuția este mare, că ai un procent, da? Și atunci și pensia va fi mare. Avem o soluție foarte simplă să ai pensii mari. Sau poți contribui din buzunar la pilonul 3, pensiile ocupaționale. Până la sfârșitul acestui an, guvernul trebuie să vină cu o soluție conform angajamentelor din acest program național de redresare și reziliență, din PNRR. Sunt și eu foarte curioasă, iar dacă guvernul nu vine cu o soluție și una credibilă, atenție, nu mai merge, că e USR de vină, că deci chiar trebuie să vină cu o soluție credibilă, atunci tranșele din PNRR vor fi puse în discuție. Invităm alături de noi și pe ascultătorii Europa FM, chiar în aceste momente. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, vă auzim foarte bine. Aș dori să știu dacă tata dumneavoastră cunoaște motivul pentru care USR-ul a ieșit de la guvernare. Din câte observ, dânsa are soluții bune sau mai puțin bune, nu știu, dar soluții are. E și o persoană de bună credință, dar să ne explice totuși de ce au lăsat românii și au ieșit de la guvernare. Sunteți dezamăgit de această decizie? O decizie, după părerea mea, foarte proastă. O decizie politică care nici nu se aibă rezultatul electoral scontat. Mulțumim pentru foarte mult pentru întrebare. Mulțumim tare mult. Așteptăm și răspunsul doamnei Dragu. Doamna Dragu, forțați să ieșiți de la guvernare sau mai putea să strângeți din dinți și să mai stați acolo, la fruntea României, așa cum ne spune ascultătorul nostru? Eu aș spune că am fost scoși de la guvernare, clar. În mod evident am fost scoși de la guvernare și să ne amintim că la acel moment coaliția nu dorea să facă niciun fel de reforme. Era destul de... Toată lumea nu mai respira, nimeni. Toată lumea aștepta alegerile din PNL. Pentru care trebuiau să se dea 1 miliard pe ochi frumoși prin fondul de rezervă la primari. Încă 1 miliard, încă 50 de miliarde. Nimeni nu știa cum se vor acoperi aceștia. Măsurile de transparentizare pe care și eu le-am propus, că mă pricep, au fost refuzate. Vă amintiți reformele în justiție? Asta a fost un mare subiect.
Nu voia să facă mai nimic coaliția, dar, repet, senzația era aceea că toată lumea așteaptă ceva și între timp hai să scăpăm de USR, că ne incomodează. Și cred că asta s-a văzut foarte bine, pentru că după un balet așa de câteva săptămâni, Țup, PSD, a venit în coaliție cu PNL, deși până atunci era așa o dispută între cele două partide. Ni se alătură un alt ascultător Europa FM. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Întrebare. În primul rând, am înțeles, doamna Dragu, că ați contestat la Curtea Constituțională codul fiscal. Da. Cu referire la munca part-time. Da, da, exact. Bun, vă doresc succes. Întrebarea mea ar veni în felul următor. Credeți că dacă al doilea job obținut de un angajat ar avea mai puține taxe de plătit, ar încuraja munca în România? Adică mă refer, spre exemplu, eu am două joburi. La primul job am un contract de 8 ore, la al doilea job mi se opresc aceleași taxe. Nu credeți că ar fi oportun să se oprească mai puține taxe sau să se oprească doar impozitul pe venit fără CSS sau înjumătățite? Credeți că ar încuraja munca în România? Mulțumim mult! Bună seara și mulțumesc pentru întrebare. Da, este adevărat că peste o limită de 8 ore, o fiscalitate redusă ar încuraja munca, cu siguranță. Vă spun că am discutat, eu m-am uitat la această soluție pe vremea când eram ministrul finanțelor, tocmai pentru că aveam aceste solicitări din partea micilor antreprenori și oamenilor care au mai mult de 8 ore. Asta ar trebui să fie, într-adevăr, în atenția guvernanților, dar dumnealui spune de a avea o taxare mai blândă, o fiscalitate mai blândă peste o normă completă. Păi noi vorbim în ziua de astăzi de o supraimpozitare, adică plătești mai mult decât face. O supraimpozitare pentru contractele part-time, adică propunerea și întrebarea domnului este corectă, dar este în cu totul în altă parte decât în partea opusă, la polul opus decât regimul fiscal actual. Mai avem doar 2 minute la dispoziție, doamna Dragu. Vă e teamă că veți deconta electoral ieșirea de la guvernare? Vă e teamă că oamenii dezamăgiți, nu, de clasa politică actuală o să vă bage în aceeași oală și o să zică, domne, și USR e fix la fel. Și veți pierde voturi la următoarele alegeri. Eu cred că oamenii au început să vadă că aceste partide, PNL și PSD, nu au soluții. Pur și simplu, nu au soluții. Deci se vede, mergi la piață, cumperi cu banii cu care cumpărai anul trecut un coș de cumpărături, acum cumperi jumătate. Că sunt lucruri care se văd cu ochiul liber. Noi propunem, pe de-o parte, soluții, dar și venim cu oameni credibili. Nu cu oameni care se duc și amenință primarii în teritoriu că dacă nu le dau, dacă nu le dau contracte familiei lor, atunci vor veni în control. Cred că oamenii vor fi cu mult mai atenți la ce votează, sincer. S-au mai păcălit odată când a venit PSD și le-a zis vă dăm 40% la pensii și au câștigat alegerile, da? PSD cu această promisiune. Și iată că acum abia dacă le dau 12% sub 12,5, pardon, mă scuzați, sub rata inflației, după cum am explicat. Cât de grea va fi iarna asta? Va fi o iarnă grea, va fi o iarnă grea și va fi o iarnă cu foarte mari presiuni și mai ales pentru cei care au mai mare nevoie de ajutor, pentru pensionari și pentru persoanele cu salarii mici, aproape de salariu minim sau salariu minim. Mulțumim foarte mult, doamna Dragu. Mulțumesc și eu. Vă mai așteptăm în studioul Europa FM. Doamna Anca Dragu, vicepreședintă USR, a fost în această seară în Piața Victoriei. Noi ne revedem săptămâna viitoare, luni. Nu plecați, urmează știrile la Europa FM. Piața Victoriei la Europa FM.